Președintele a subliniat faptul că economia românească a evoluat și că țara noastră a continuat reformele constituționale. Prioritate rămâne pentru guvern linia reformelor care se vor menține și în 2012. Va fi continuată și reforma companiilor de stat și va fi finalizată legea sănătății, a adăugat președintele. Și fondurile europene rămân un element esențial al creșterii economice, la fel și securitatea energetică, a mai spus președintele, scoțând în evidență și faptul că este la fel de important ca România să privească intens spre exteriorul Uniunii. Prioritatea pe linia reformelor se menține și în 2012. Voi continua să fiu un partener activ al guvernului în ceea ce privește adoptarea măsurilor la care ne-am angajat prin acordurile cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană. În acest sens, așteptăm intrarea în vigoare în iunie a codului de procedură civilă, va fi definitivată de asemenea noua lege a sănătății, va fi continuată reforma companiilor de stat și vor fi adoptate noi măsuri pentru stimularea mediului de afaceri și creșterea absorpției fondurilor europene. De asemenea, avem în vedere o eventuală reorganizare administrativă a țării, dacă vor permite condițiile politice.